Let's come in a one final song and they're Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip, un videoclip pe care vreau să-l fac de multă vreme, însă abia acum simt că am găsit combinația perfectă de sfaturi încât să pot să le compilez într-un videoclip care chiar să ajute în acest sens. Cum să facem să citim mai mult? Dar, bineînțeles, vreau să încep cu un disclaimer, că aici nu-i vorba de cum să citim 100, 150, 200 de cărți într-un an, din punctul meu de vedere, în momentul în care ajungi să citești un număr atât de mare de cărți și nu o faci câștigând existența, din lucrul ăsta s-ar putea să pierzi mult din farme cu vieții care trece pe lângă tine în timp ce tu citești. Vreau să vorbim despre cum să citim un număr suficient de mare de cărți încât să simțim că facem progres în sensul ăsta, dar suficient de mic încât să ne asigurăm că ne rămâne timp și să trăim viața, să ne vedem cu oamenii dragi, să ieșim la plimbări, să ne bucurăm de natură, să ne odihnim, să dormim, să facem sport, să ne menținem activi, sănătoși, să facem și alte hobby pe care le avem, poate, în afară de citit. Viața e cel mai bine trăită în echilibru și oricât de mult ar vrea Bookstagram-ul, booktok să ne facă să ne simțim vinovați când nu citim un număr suficient de mare de cărți, acest gol literar nu ar trebui să disrupă echilibrul vieții noastre. Astea fiind spuse, să începem cu sfaturile pe care le am pentru voi. Probabil lucru care a făcut cea mai mare diferență pentru mine a fost momentul în care am reușit să citesc mai multe cărți în același timp, în paralel. Și asta pentru că de multe ori pățeam să încep o carte, să-mi placă cartea respectivă, dar brusc să mă blochez undeva și să nu mai am neapărat chef de ea. Și chiar dacă îmi plăcea, faptul că n-aveam neapărat chef de ea într-un moment anume și simțeam nevoia de altceva, mă făcea să stagnez și să pun cartea respectivă pe pauză și practic orice fel de citit pe pauză până când aveam iar chef de ea. În momentul în care am învățat să merg în paralel cu două, trei mai multe cărți, am putut să elimin pauzele astea de lectură și să avansez cu alte cărți în timp ce așteptam să mi revină cheful pentru cartea inițială. Bineînțeles, ăsta nu e un lucru foarte ușor de făcut, dar e un lucru la care am observat că cu cât ai mai mult exercițiu, cu atât vine mai ușor să o faci. Ce mă ajută pe mine foarte mult este să-mi subliniez pe cărți anumite pasaje cheie și momentul în care doresc să mă reapuc de o carte pe care am pus-o pe standby o perioadă, dau așa prin pagini și prin notițele pe care le-am lăsat eu pentru mine. Și dacă vi se pare că dacă puneți o carte pe pauză, nu vă mai amintiți toate detaliile în momentul în care vă reapucați de ea that's ok. Și în afară cazului în care vreți neapărat să analizați în mod foarte detaliat o carte, nu văd asta ca fiind sfârșitul lumii sau ceva atât de grav încât să strice experiența cu cartea. Ceva ce ar putea să ușureze lucrul ăsta ar fi să citiți cărți din uh, genuri diferite sau, de ce nu, ficțiune combinată cu non-ficțiune sau ficțiune cu poezie. În situația asta mi se pare că se amestecă mai greu lucrurile în cap, adică nu e așa de ușor să devii confuz când treci de la o carte la alta. Pentru mine merge foarte ok să combin o carte de non-ficțiune, care de obicei se citește mai greoi și durează mult și nu poți să citești secvențe mari cartea respectivă, pentru că de multe ori trebuie să îți dai timp să o procesezi, să combina astea cu ficțiune sau cu poezie, chestii care merg și se digeră și te citești mai ușor. Dar oricum sfatul meu e să începeți cu două cărți în paralel și apoi când vă simțiți suficient de confortabil să creșteți numărul de cărți cu care mergeți în paralel. O să fie un proces, adică eu am ajuns să pot să citesc 4-5 cărți în paralel, dar asta pentru că exersez, exersez lucrul ăsta cumva din liceu. Următorul sfat pe care vi-l dau este să citiți intuitiv. Believe it or not, în momentul în care îți place ce citești, îți vine să o faci mai des. De asta am renunțat cumva la tibiarurile astea preimpuse, mai Ales pe perioade lungi de un an, sau chiar și de o lună uneori. Pentru că doar pentru că îmi propun să citesc numărul ăsta de cărți la început de an, nu înseamnă că o să am chef de ele. Drept urmare și tibiarul pe 22 pe care mi l-am făcut, din care am citit, cred că, jumate din cărțile alea, pentru că pur și simplu aveam chef de altceva decât ce era pe lista aia. Și dacă trebuie să alegeți între a citi ceva ce vă place și a nu citi ceva doar pentru că e pe lista pe care v-ați preimpus-o și nu simțiți că aveți chef de chestia aia, reading is reading. Ce vă cade vă bine la suflet aia să citiți? Nu trebuie să urmați trend presiunea care se pune de a citi cărți despre care se vorbește la momentul actual. Și aici vă pot da exemplu cu A Little Life, care îmi stă în bibliotecă de 2 ani de zile, pentru că pur și simplu nu simțeam că este o carte de care să mă pot bucura la momentul respectiv, drept urmare, până în ziua de azi încă nu am citit-o. Asta, bineînțeles, a venit cu consecința, după cum am spus într-un videoclip precedent, faptului că am pierdut trenul, trendului cu cartea asta, and that's ok. Prefer să am o experiență bună cu cartea decât să mă forțez să o citesc într-un moment care nu este potrivit pentru mine și pentru nevoile mele de atunci. Cumva, mână în mână cu cititul intuitiv este un sfat pe care ar trebui să-l ascult și eu mai des și anume acela de a abandona cărțile care nu-mi plac. Anul trecut am reușit să fac asta cu o singură carte și anume Biblia pierdută, pentru că am ajuns la pagina 70 dintr-o dată mai cărămida de carte și mi-am dat seama că nu rezonez cu ea în niciun fel. Nu-mi place stilul de scriere, stilul de narațiune, vocile, personajele și povestea în sine mi se părea boring și nu mă atrăgea în niciun fel. Așa că am considerat că ăla a fost momentul potrivit să spun cărții alea, see you never again. În plus, viața prea scurtă ca să citiți cărți proaste, să vă forțați să o faceți, adică în afară faptului în care vreți neapărat să o terminați cu totul, ca să îi oferiți cumva o recenzie completă, nu vă de ce v-ați forța să terminați o carte care nu vă aduce niciun fel de plăcere. În plus, dacă te forțezi să citești o carte care nu-ți place, ai toate șansele este bagi singur în reading slump. Un alt sfat ar fi să iei o carte cu tine oriunde mergi în viața asta, deși de multe ori o să o ai la tine și nu o să pui mâna pe ea, pentru că e mai convenabil să pui mâna pe telefon, e un exercițiu cumva să te înveți să scoți cartea în locul telefonului, dar asta depinde foarte mult și de timpul de așteptare, de timpul mort pe care îl ai în locul unde mergi și pe care îl poți sau îți permiți să-l alogi cititului. Pentru că dacă nu-ți permiți să-ți iei un timp anume din zi pe care să îl aloci cititului, asta este un truc foarte bun de a scoate niște minute de citit din zi fără să simți că ai putea să faci ceva mai bun în timpul ăla. Dar dacă totuși vrei să aloci timp din zi cititului, îți recomand să o faci într-un mod care îți permite să te concentrezi și chiar să fii atent la carte, adică cred că și v-ați pățit de multe ori să citiți cu foarte multe elemente perturbatoare pe fundal și să citiți de 7 ori un paragraf și tot să nu rămâneți cu nimic cât mai mult dacă este o carte pe care chiar vreți să o înțelegeți în profunzime, un creion și un carnețel sau niște sticky notes pot să facă diferența în sensul ăsta. Un alt truc pe care îl folosesc foarte des și care m-a salvat în foarte multe situații de reading slump și care îmi permite să citesc chiar și când am mâinile ocupate și nu pot să stau jos cu cartea în mână, sunt audiobook -urile. Cred că ăsta e secretul de a-ți crește exponențial numărul de cărți citite pe an, pentru că eu nu vă pot spune câte cărți am citit făcând curățenie sau mâncare, Ascultat mai degrabă, câte cărți am citit ascultând, în timp ce făceam curățenie sau mâncare. Partea puțin mai complicată aici este că nu toate cărțile se pretează a fi citite în format audio, din punctul meu de vedere, mai ales dacă faci și altceva în timp ce citești și nu ești extra atent, recomand cărți ușoare. Genul de cărți, numite și cărți de plajă, genul de cărți la care nu trebuie să fii foarte, foarte atent, cărți legere și cu acțiune nu foarte complicată. De exemplu, am observat că nu foarte mulți clasici merg citiți în formatul ăsta, iar în ceea ce privește cărțile de non-ficțiune, mi se pare că nu ai același sentiment de a le citi, pentru că de obicei pe non-ficțiune îmi place să mai subliniez paragrafe care îmi plac. Mi se pare că dă mai mult vibe de podcast, o carte de non-ficțiune ascultată în format audio. Dar, dacă vreți să aveți parte de Best of Both Worlds, ca în Hannah Montana, recomand combinația câștigătoare de audiobook plus carte fizică și o să vă spun și de ce. Pe lângă faptul că în momentul în care n-ai carte fizică la tine, poți să asculti audiobook-ul, îmi place foarte mult să aud în căști ce citesc. Pentru că asta îmi permite să citesc de două ori mai repede. Mi se pare că s-a făcut foarte alb. Hold up. Așa. Adică cel puțin la mine mi se pare că s-a adaptat vederea și creierul să citească sau să înțeleagă cumva cuvintele doar văzându-le, pentru că având în vedere că ele și, și auzi, cumva deduci ce urmează să urmeze în o propoziție. Așa mi se pare că reduc timpul de citire a unei cărți aproape la jumătate, pentru că pot să îmi pun audiobook-ul pe viteză ori doi și în timp ce aud chestia aia și văzând textul în față să trec prin pagini ca prin unt. Doamne, ai ieșit soarele și acum tot trebuie să reduc cât de mult din luminositate. Ok. I think we're good. În plus, la foarte multe cărți audio se citește cartea și pe voci și atunci în momentul în care ai în față textul și auzi vocea fiecărui personaj, mi se pare că e un farmec apart. Mie cel puțin îmi dă sentimentul că ascult un teatru radiofonic. Dragi prieteni, astea sunt sfaturile pe care vi le pot da referitor la citit și la cum să citiți mai mult. Sper să vă fie de ajutor și să vă permită să vă atingeți golurile realiste de a citi mai multe cărți. Nu puneți presiune pe voi să citiți număr absurd de cărți. Eu mor cu lumina asta. Ok, cred că e bine acum. Deci, doamne, cât o trebuie să ajustez lumea în ultimele 10 minute. Crazy. A fost în ora toată ziua și acum brusc a ieșit tot soarele din lume. Dacă mai aveți și voi sfaturi pentru a citi mai mult și mai ușor și mai fluid, vă rog să le lăsați în comentarii, să le împărtășiți și cu mine și cu restul lumii. Iar astea fiind spuse, spor la citit, iar noi să ne revedem cu bine la următorul videoclip Oi.